Neața, de data asta vom face din nou partide de pescuit la Păstrăv. Vom pescui pe un râu cu un volum foarte mic de apă. Ca echipament, de data asta voi folosi o lansetă de la Raptor și anume Area Master, care are o putere de aruncare 0,3-4,5 grame, o lungime de 1,90 m, pe care am pus o lunetă legală mărimea 2500. În mare parte vom pescui pe rotative. De data asta volumul de apă este foarte mic și curat, priviți aici unde și unde mai avem câte o bulboană, dar nu mare. Iar ca rotative voi folosi rotativele MEPS în mare parte. Uite-l, da, nu-i mare, unul pitic. Uite ce culoare are. Hai. A plecat. Uite aici mai văd o zonă chiar lângă piatra aia. Uite-l. Hop. Un Păstrăv mai frumușel ca precedenții. Uite la el ce culori faine are. Vedeți? Foarte fain. Dăm drumul înapoi. Hai, a plecat. Hai, vedem aici, uite. Uite-l. Vai cât de mic a fost, mă. Foarte mic a fost. Uite altul. Nu mai dau la ei că-s prea mici. Înainte și încerc să dau acolo mai sus. Vedem acolo. Nu stă ceva mai mare. Pare că nu stă nimeni nici acolo. Ba da, uita, unul. Ce frumușel. Da? E frumușel. Uite. Uite cât e de fain ăsta. Vedeți? Hopa! Uite, ăsta e foarte fain. Și dăm drumul înapoi. A plecat. Mai întâi, uite aici o zonă din nou mai faină. Și aici, da, și pe partea cealaltă, uite unul. Mai pitic și ăsta. Ăsta nu o să-l mai iau cu miciogul. Îl iau drept aici, așa. Uite cât e de fain colorat. Hai. Acolo pe mal opus. Pe mal opus acolo este din nou o zonă. O zonă. Uite încă unul. Aceeași dimensiune. Poate mai pitic chiar. Uite. Aceeași coloristică, dar mai pitic. Hai, a plecat. Uite-l. Unul pitic. Vai, cât e de mic ăsta. Uite-l. Hai.
uite, acolo are stă ceva. Uite, încă unul. Deci ăsta nu-i mare. No. Uite cum ar opta. Hai. Mai înaintăm puțin și prin zona asta, până mai găsim ceva locuri. De data asta o numai pitic. Opa, uite, a plecat. Aici văd o zonă mai faină. Hop, exact de repede și l-am luat. Nu-i mare. Uite ce culori faine are. În drum. Uite, aici mai văd o zonă faină. Lângă piatra aia acolo. Uite-l. Uite-l. Până repede și mi-a venit. Nu știu, nu mănâncă, mă. Foarte anemici. Voi încerca să dau mai aproape de piatră. Să vedem acolo. Uite. Aaa, ce fain a fost. Ăsta da, a fost fain. Uite. Încă unul. Se pare că la noi fost mai activ, puțin păstrăvi. Hai să ieși de-n drumul direct. Uite ce frumușel. Hai, a plecat. Uite aici, încă o zonă faină, acolo deasupra. Încă trebuia să dau mai sus, dar uite că l-am prins. Nu-i mare. Nu. Tot pe nimfa, hai să vă arăt și nimfa de data asta. Opa. Cam asta e nimfa. Și ăsta e păstrăviorul. I-am și dat drumul. Uite-l, încă unul, exact din mal. Uite, de data asta am luat amândouă nimfele. Hai să-i dăm drum. Am luat amândouă nimfele, vă dați seama? Acum, acum aia, acum, acum dau eu acolo. Hai să vedem. Uite. Ăla petit care mi-a venit și prima dată. Să-i dăm repede drumul. Tot pe nimfa e prins. Hai. A plecat. Uite-l. Ah. O, mă, ce sare asta. Vino-n coa.
Nu-l mai iau cu miciogul, că n-are rost. Uite, cam ăsta e păstrăvul. Prins tot pe, pe nimfa aia cu guler albastru. Uite cât e de fain. Hai. A plecat înapoi. Uite ce zonă faină acolo. Opa, uite-l. Bă. Nu s-a agățat cu o râi de ala, m-a dus așa. Cam ăsta e păstrăviorul. Hai, a plecat înapoi. Uite-l, încă unul. Frumușel, cred, da. Da, asta e mai frumușel un puțin, ca să vă arăt repede. Uite, tot pe nimfa asta e prins. Cam ăsta e păstrăviorul. Dăm drumul înapoi. Ce-a plecat. Bă, dar ce-a scăzut râul, de când nu am mai fost pe el. Am mai pescuit pe el și în trecut, dar era mult mai mare. Uite acolo, din nou, o zonă faină. Ea chiar e faină zonă. Pentru început am dat mai în repeziș. Acum dau mai sus. Hop, uite-l. Încă unul. Cât e de pitic ăsta. De data asta îi dau drumul aici, că se duce el din zona asta. Oh, că s-a și dus. No. De data asta voi da din genunchi, dacă prindem ceva. Avem acolo o zonă faină, chiar în față. Uite. Unu. Hai că am prins până la urmă unul. Uite, ha, s-a dus. Uite. Wow. A doua oară l-am scăpat și-am... Cam asta a fost partida de pescuit. Îl voi strânge și eu lanseta, mă duc acasă. Și ne vedem data viitoare.